dragii mei, nu ne-am mai auzit de mult aici pe vlog. Am zis să vă arăt și vouă că vreau să fac niște pilaf de orez. Am călit aici în ulei niște ceapă, morcov, o roșie și puțin ardei, dar și o ceapă verde, se vede așa din cauza apurului. Dar o să revin și cu finalul. Gata și orezul, am zis să vă arăt finalul. Arată super bine, chiar dacă poate unii nu sunteți obișnuiți să mâncați bațiale cum în el, dar le recomand să încercați, este foarte gustos. Și puteți prăji lângă orice vreți voi, dar merge și așa simplu, lângă cu ceva murături sau o salată. Sper că vă place!